v-am regăsit, nu ne-am întâlnit de mult în playlistul de probleme rezolvate. O facem acum. Vă prezint două probleme de mecanica fluidelor legate de timpul de golire. Și va fi vorba despre două vase, unul cilindric și unul conic cu vârful în jos. Dacă vă întrebați de ce nu rezolv și cazul unui vas conic cu vârful în sus, veți vedea la sfârșit de ce când voi discuta foarte pe scurt și acest caz. Să vedem enunțul primei probleme. Un vas are formă de cilindru cu diametrul D mare și înălțimea H mare. Dacă după ce umplem vasul cu apă, facem un mic orificiu circular cu diametrul D mic la baza lui, în cât timp se golește vasul. Se neglijează viscozitatea și frecările. Avem deci acest vas cilindric plin, iar apa începe să curgă printr-un orificiu de diametru D mic făcut în baza lui. Voi nota area bazei cilindrului cu S mare, iar area orificiului cu S mic. Ecuația lui Bernoulli, despre care am vorbit în videoclipul jet de apă, ne arată că, pentru că viteza cu care coboară apa în vas este mult mai mică decât viteza cu care țâșnește apa prin orificiu de la baza vasului, presiunea de poziție la înălțimea H, adică la suprafața lichidului, la înălțimea H mic, să zicem că lichidul este acum la înălțimea H mic, așa cum vedeți în desen, deci presiunea de poziție la suprafața lichidului, care se găsește la înălțimea H mic față de fundul vasului, trebuie să fie egală cu presiunea dinamică la ieșire. Adică avem relația rho g h, presiunea de poziție la suprafața lichidului, egală cu rho v pătrat supra 2, presiunea dinamică la ieșirea lichidului prin orificiu de la baza vasului. Și această relație ne arată că viteza cu care țâșnește lichidul din vas este radical din 2GH. Radical din 2GH, adică ne arată că viteza cu care iese apa prin orificiu de la baza vasului este egală cu viteza pe care ar avea-o dacă ar cădea de la înălțimea H mic. Pentru că ceea ce vedem aici este formula lui Galilei pentru căderea pe distanța H fără viteză inițială. În timpul dt, într-un timp foarte scurt, infinitezimal, apa coboară pe distanța dh, așa cum vedeți în desen. Și asta înseamnă că variația volumului apei în vas, dv, este minus pentru că volumul scade, variația e negativă, volumul cilindrului dintre cele două niveluri, adică minus S ori dH. Dar această variație a volumului trebuie să fie egală cu volumul de apă care iese în timpul dt din vas. Și acel volum pe care îl notez tot cu dt se poate calcula mulțind debitul de volum care este S ori V cu timpul, cu dt. Deci, variația de volum în vas trebuie să fie egală cu volumul de apă care a ieșit, adică cu ceea ce vedem aici. Și asta înseamnă că putem scrie S înmulțit cu V, care este radical din 2GH, S mic, pentru că vorbim despre ieșirea apei prin orificiu, înmulțit cu dt, trebuie să fie egal cu minus S mare înmulțit cu dh. Și din această ecuație vedem că dt se poate scrie minus S mare supra S mic
radical din 2G înmulțit cu 1 pe radical din H mic de H. O ecuație care ne poate da prin integrare timpul de golire. Și anume, integrală de la 0 la t mare, t mare fiind deci timpul de golire din dt, va fi egală cu numai cu un semnul minus, pentru că voi schimba limitele de integrare între ele, veți vedea imediat. Partea constantă este s mare supra s mic radical din 2g și am integrală, și aici ar trebui să scriu de la h mare la 0, pentru că așa variază nivelul apei în vas, de la h mare la 0, dar voi scrie de la 0 la h mare, ca să nu mai am semnul minus în față, din 1 pe radical din h, adică din h la puterea minus 1 pe 2 de h. Și asta înseamnă că t mare va fi egal cu s mare supra s mic radical din 2c înmulțit cu, aici voi avea h la minus 1 pe 2 plus 1, adică h la 1 pe 2, deci radical din h, supra 1 pe 2, deci de 2 ori radical din h. 2 aici și mai am radical din h mare de data asta, pentru că asta a fost limita de integrare. Și această relație se poate scrie t mare egal cu s mare supra s mic înmulțit cu radical din 2h mare supra g. Relație care ne dă timpul de golire în funcție de raportul celor două secțiuni de înălțimea vasului. Sigur, pentru că problema ne dă diametrele, putem să exprimăm secțiunile în funcție de diametre și vom avea pi ori diametrul la pătrat pe 4 de fiecare dată, așa că aici vom avea raportul pătratelor diametrelor. Deci, în final, avem relația T egal cu D mare pe D mic la pătrat înmulțit cu radical din 2H mare supra G. D mare fiind diametrul vasului, D mic fiind diametrul orificiului, iar H mare înălțimea vasului. Formula ne arată că pentru un anumit vas avem această constantă care se înmulțește cu pătratul raportului diametrelor pentru a găsi timpul de golire. Și ne mai arată că pentru aceleași două diametre, timpul de golire este proporțional cu radical din înălțimea vasului. Adică dacă avem un vas cu aceeași arie a bazei, dar de 4 ori mai înalt, cum vedeți în desen, timpul lui de golire este numai de 2 ori mai mare, de radical din 4 și nu de 4 ori. Și asta pentru că, odată cu creșterea înălțimii vasului, crește și presiunea la baza lui și crește și viteza medie cu care iese apa prin orificiu în timpul golirii. Și acum a doua problemă, să vedem enunțul. Un vas are formă de con cu înălțimea H mare și cu vârful în jos. Diametrul bazei conului este D mare. Dacă după ce umplem vasul cu apă, facem un mic orificiu circular la vârf cu diametrul D mic, în cât timp se golește vasul? Se neglijează viscozitatea și frecările. Voi nota din nou aria bazei cu S mare și aria orificiului cu S mic.
Pentru că orificiul este foarte mic față de dimensiunile vasului, putem folosi formula volumului conului pentru a calcula volumul apei când nivelul este H mic, așa cum vedeți în desen. Adică putem considera că în continuare avem un con, pentru că, repet, lipsește foarte, foarte puțin din vârf, și anume area orificiului de curgere a apei. Și atunci volumul apei, atunci când înălțimea ei, nivelul ei în vas este H mic, se poate scrie V egal cu 1 pe 3 S prim ori H mic. S prim fiind area circulară de la suprafața apei. De fapt, area suprafeței apei. Dacă vedem o secțiune verticală care conține înălțimea prin vasul nostru, observăm că R mic se poate exprima din proporția R mic pe R mare este egal cu H mic pe H mare. Și de aici rezultă că R mic, adică raza bazei cilindrului de apă, ca să-i spun așa, se poate scrie R mare supra H înmulțit supra H mare înmulțit cu H mic. Și am exprimat, deci, raza suprafeței apei atunci când nivelul ei este H mic în funcție de raza bazei vasului nostru și înălțimea vasului nostru și, bineînțeles, nivelul apei, H mic. Acum putem scrie acest volum V ca fiind 1 pe 3 și în loc de S prim putem scrie pi ori R mic pătrat ori H, adică 1 pe 3 ori pi, și în loc de R mic avem R mare pătrat supra H pătrat ori H la a doua, dar mai avem o dată H aici, deci înmulțit cu H la a treia. Acesta este volumul de apă din vasul nostru atunci când nivelul ei este H mic. O variație foarte mică, infinitezimală, a acestui volum este dată de produsul dintre area, deci dV, este produsul dintre area S' și dH, așa cum vedeți în desen. Adică dV va fi S' este pi ori R mic pătrat, adică ori R mare pătrat pe H mare pătrat înmulțit cu H mic pătrat ori înmulțit cu DH. Variația de volum, care din nou e negativă pentru că volumul scade, variația volumului de lichid din vas atunci când înălțimea, nivelul apei scade cu DH. Dar această variație a volumului, așa cum era și în cazul vasului cilindric, este egală cu volumul care a ieșit din vas în timpul dT. Deci pot să scriu și că dV este, și acel volum este egal cu debitul de volum prin orificiul nostru, care este S mic ori V, înmulțit cu timpul, cu durata, cu dt. Adică dV va fi S mic, și viteza știm că este radical din 2gh, ori dt. Deci aici avem variația volumului apei din vas în timpul dt, în care nivelul apei scade cu dh, iar aici avem volumul de apă care a ieșit în timpul dt. Evident că cele două
sunt egale și atunci putem scrie S mic ori radical din 2GH mic ori DT este egal cu minus pi ori R mare pătrat este aria bazei vasului nostru pe care am notat-o cu S mare, S mare supra H mare pătrat înmulțit cu H mic pătrat de H. Și de aici rezultă că DT va fi egal cu minus S mare supra S mic ori H pătrat ori radical din 2G, atât scriu la numitor, și mai am H pătrat supra radical din H, adică H la puterea 3 pe 2 de H. Și această ecuație se poate acum integra. Avem integrală de la 0 la t mare din dt, t mare fiind timpul de golire, egal cu, nu mai pun semnul minus pentru că și aici voi schimba între ele limitele de integrare, am constanta s mare supra s mic ori h mare pătrat ori radical din 2c, înmulțit cu integrală, și aici în loc să scriu de la h mare la 0, o să scriu de la 0 la h mare, ca să nu mai am semnul minus din față, din h mic la puterea 3 pe 2 de h. Și găsesc că t mare, timpul de golire, va fi S mare pe S mic ori H pătrat ori radical din 2C înmulțit cu, aici voi avea H mare la puterea 3 pe 2 plus 1, 5 pe 2, H mare la puterea 5 pe 2 și înmulțit cu 2 pe 5. Totul înmulțit cu 2 pe 5. Această relație se poate scrie T mare egal cu 2 pe 5 înmulțit cu S mare pe S mic și mai am H la 5 pe 2 împărțit la H la puterea a doua, care este H la 1 pe 2, adică radical din H. Deci radical din H mare pe radical din 2G. Care în final se poate scrie T egal cu 1 supra 5 S mare pe S mic o radical din de 2 ori H mare supra G mic accelerația gravitațională. Și această relație poate fi comparată cu timpul de golire pentru cilindru, care a fost S mare pe S mic radical din 2H mare supra G. Aici avem timpul pentru cone. Și atunci observăm că în cazul cilindrului timpul de golire este de 5 ori mai mare decât în cazul conului, bineînțeles, pentru aceeași arie a bazei conului cu aria cilindrului și pentru același raport al ariilor celor două secțiuni și pentru aceeași înălțime a celor două vase. Acest lucru se întâmplă pentru că odată în con avem mai puțină apă decât în cilindru și apoi pentru că forma conului face ca viteza medie de ieșire a apei să fie mai mare decât în cazul cilindrului, pentru că apa coboară mai încet atunci când secțiunea e mai largă și când viteza de ieșire a apei este mai mare.
Sigur, în realitate, duratele de golire sunt ceva mai mari, pentru că n-am ținut seama de viscozitatea apei. De aceea vă prezint pentru cilindru și cazul în care ținem seama de viscozitate. Rezolvarea și redactarea aparțin unui fost elev al meu, Bojodi Alex, proaspăt absolvent al Facultății de Fizică a Universității Babeș-Bolyai, căruia îi mulțumesc cu această ocazie pentru colaborare. Și acum să vă spun, așa cum v-am promis, de ce nu prezint și cazul în care am avea un vas conic cu vârful sus. Pentru că în acest caz, după ce apa începe să curgă, volumul ei nu va mai avea formă de con, ci de trunchi de con, așa cum vedeți în desen. Iar volumul trunchiului de con este mai greu de calculat, are formula V mare egal cu 1 pe 3 pi pe lângă R mare pătrat plus R mic pătrat plus R mare R mic înmulțit cu H mare, unde R mare și R mic sunt razele celor două baze, iar H mare este înălțimea. Acest lucru face ca integrala care se obține să fie mult mai greu de rezolvat, pentru că, așa cum ați văzut, R mic trebuie exprimat funcție de H mic și R mic apare atât la puterea 1 cât și la puterea 2 în această sumă, ceea ce face ca, repet, integrala să fie mult mai greu de rezolvat. Dar m-aș bucura dacă cineva mai bun la matematică decât mine și cu mai mult timp la dispoziție ne-ar putea trimite o rezolvare pentru acest caz, aș publica-o cu plăcere și cu mulțumiri. Atât pentru azi, mulțumesc pentru atenție, pe curând!